Casa de Cultură, vă spunem bine ați venit! Bine ați venit în a patra zi din săptămâna inițiată de Ministerul Educației Naționale, Școala Altfel, săptămână în care voi, frumoși elevi, să descoperiți o altfel de școală, nu neapărat altfel. Tot o școală, dar o școală care vine în întâmpinarea gândurilor dumneavoastră și mai ales a întrebărilor pe care le aveți. Luni, cei care ați fost aici, sau care ați auzit, ne-am întâlnit cu un profesor de limba și literatura română, profesor Valeriu Anghel, și a fost prezentată o introducere, o alt fel de introducere în istoria Vrancii Arhaice. Marți, ne-am întâlnit cu o scriitoare, scriitor cu scriitoare, doamna Ștefania Oproiescu. Ieri v-a fost prezentat poate cel mai înzestrat vrâncean, Simion Mehedinți, iar astăzi ne-am gândit să vă întâlniți cu o personalitate, desigur, din rândul cadrelor didactice, profesor, pentru că dragi elevi de clasa a 9-a și a 11-a sau a 12-a, să știți că succesul unei țări într-o grilă a reușitei este dat și pentru voi, domnișoarelor, de educație. De educație și de școală. Cu cât investim, statul investește în școală, în profesor, cu atât avem elevi mai buni. Nu e cazul în România, unde educația primește 0 și ceva la sută. Însă, aveți încă șansa să aveți profesori care vă sunt adevărați dascăli. Unul dintre acești dascăli este domnul Florinel Agafiței, aici de față, pe care l-ați cunoscut acum un an la întâlnirea Să ne cunoaștem scriitorii vrânceni. De profesie este istoric, specialist în istoria religiilor, poet, prozator, jurnalist asasin, care rupe sau rupea odată din condei. Iar de ceva vreme și-a descoperit o latură mai puțin cunoscută de prieteni, pictura. Pictura. Și aveți în foaierul nostru de la Moldovești o parte dintre lucrările realizate de domnul Agafiței. A sunat ceasul, s-a schis becul, ne îmblați la lumină. Despre pictura domnului Agafiței o să rog să vorbească un alt pictor, profesor, probabil îl cunoașteți de la vernisajele din Focșani, domnul Ovidiu Paiț, specialist în arta grafică, în desen,
Artele plastice. Artele plastice. Pentru că în lumea asta rămân după noi nu cazematele, nici mașinile, rămân produsele ieșite din minte și din degete. Rămân cărțile scrise, rămân operele și lucrurile frumoase. Dumneavoastră aveți astăzi în fața ochilor doi creatori care scriu, care pictează. Domnule Popaiț, bine ați venit. Domnule Agaviței, sunteți binevenit. Îmi permis să locul domnului Popaiț să fac o introducere în arta domnului Agaviței? Da. Mulțumesc de invitație. De fiecare dată îmi face plăcere să vin la Udovești. Nu mai știu câta activitate în care vin ca privitor. Astăzi vin ca vorbitor. Ce pot să spun despre pictura domnului profesor Agaviței? De fiecare dată mă surprinde. O parte dintre lucrări le cunosc că le-am văzut în timp. Altele nu le-am văzut, este pentru prima oară când le văd acum. Ceva nou, ceva superb, o manieră fină. O pictură ușoară, plăcută de gustat, atât de publicul mai tânăr, cum sunteți voi, cât și de cei avizați. Ce pot să zic? O călătorie prin toate culturile lumii. Drept dovadă, cariera domnului profesor în ceea ce înseamnă istorie și civilizație și își spune cuvântul. Și putem observa cum plecăm din ținuturile românești, de la casele dragi nouă, casa părintească mai mult, aș spune, și ceea ce ne reprezintă pe noi, în general, ca oameni. Și facem o altă călătorie prin ceea ce a însemnat școala Rembrandt, studiul luminii, prin ceea ce a însemnat impresionismul pentru francezi, și ajungem și prin Orient și e plăcut. E plăcut să faci o asemenea legătură între atâtea culturi printr-o simplă expoziție de pictură. O simplitate cu un gram de complexitate. Așa aș spune, așa aș defini-o. Ca și tehnică, ulei pe pânză, e o tehnică frumoasă, i-a definit pe mari pictori. Acum sunt și alte tehnici, dar se pare că încă publicul nu este pregătit pentru ele. De fiecare dată e bine să ne dăm seama că ceea ce a existat acum sute de ani, încă este actual, încă este valabil. Dacă nu știați, vă spun eu acum, prima pictură din lume pe pânză, în ulei, se află în România. Se află în România, are o vechime de peste 400 de ani, poate chiar 500 de ani, se află la Bruckenthal, se află în Sibiu, și spune omul cu tichie albastră. Mai multe detalii nu vă dau ca să vă stârnesc curiozitatea și să vă doriți să mergeți la Sibiu și să vedeți acea pictură. Și este prima pictură recunoscută mondial și autorul, și aici las un mister pentru voi, cine este? O să-l căutați. Autorul inventează aceste culori în ulei și pictează prima pânză și revoluționează tot ceea ce înseamnă pictura. Și asta după o perioadă întunecată numită Evul Mediu. Altceva ce aș mai putea să spun despre pictorul și profesorul Agaviței scriitorul. Și scriitorul. Jurnalistul.
Este un om deosebit, un om cald. Elevii ce vin de la școala dumnealui vin spre colegiul unde predau, de fiecare dată mă întreabă dacă îl cunosc și îmi place să mă laud și să spun că da, îl cunosc. Și e un lucru frumos. E un lucru frumos. Se întâmplă noi în Vrancea și este prețuit acest lucru și ar trebui să fie prețuit în continuare. Mai multe cuvinte sunt, dar mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Și lăsăm pe autor să spună gândurile, pentru că acest pictor frumos și blând a ajuns la acest profesor, a ajuns la pictură scriind o carte. A trebuit să scrie, dacă nu mă înșel, viața unui scriitor, unui pictor. Vă las să te conspirați cum ați început pictura. Doresc să urez și eu celor de față bine au venit în instituția dumneavoastră. Să mulțumesc anfitrionului, domnul director Muscă, prietenului, colegului Opaiț, pentru prea frumoasele cuvinte pe care eu personal nu cred că încă le merit. Copiii trebuie să știe că eu sunt un autodidact, nu am școală în ceea ce privește pictura, absolut deloc. Iar desenele mele inițiale aduceau cu cel ale lui Gopo, dacă vă spune ceva numele acesta. În fine, cum spunea și domnul Muscă, am încercat să scriu la un moment dat o carte despre un pictor și mi-am dat seama că după ce am stat în fața hârtiei de scris câteva ore, n-am reușit să așez acolo niciun rând, și pentru că mi se părea totul fals. Adică una e să scrii SF-uri și alta e să scrii despre frământările, despre trăirile, despre chinurile pe care le traversează un pictor și în viața lui privată, dar și în viața lui artistică. Nu știam absolut nimic. Citisem din cărți, citisem ediții critice, vieți ale unor pictori, dar nu era suficient pentru a scrie ceva cât de cât autentic. Adică atunci când un eventual cititor deschide cartea, să citească primul rând cu plăcere și să creadă că tot ce este scris acolo s-a întâmplat în realitate. Și mi-am dat seama că mă mințeam în primul rând pe mine și după aceea, dacă aș fi scris, eu știu, cartea respectivă, aș fi mințit și cititorul, nu eram confortabil, nu mă simțeam bine deloc. Mă consideram un soi de impostor. Și atunci zic, mă apuc eu să încep să stric pânze și uleiuri și pensule și cuțite și tot ceea ce ține de repertoriul respectiv. Pe vremea când m-am apucat să distrug pânze, pentru că am distrus sute de metri pătrați, culori la fel, care sunt foarte scumpe, și așa mai departe. Mi-am dat seama că efortul ăsta al meu poate să fie privit, eu știu, de cei din jur ca o nebunie, și aș fi fost privit la un moment dat, pentru că și noaptea mă trezeam și bântuiam prin casă și nu găseam locul, devenise de un microb și toate lucrurile astea se întâmplau înainte de a apărea internetul în forma actuală, cu YouTube-ul și așa mai departe. În momentul în care am început să accesez internetul și am descoperit acolo niște pictori ruși contemporani, aș da un nume aici, un anume Saharov,
care este și profesor, are și o școală de pictură foarte serioasă și care își punea pe YouTube toate filmările personale sau ale studenților săi în momentul în care aceștia lucrau pe pânză. Deci el făcea un act de maximă generozitate, pentru că îți prezenta în detaliu, un amănunt, cum se folosește pensula, cum se îmbină culorile, adică un întreg ABC. Și din momentul acela eu nu m-am mai dezlipit nopți întregi, săptămâni, luni, chiar și ani de zile, făceam ce făceam și ore stăteam în șir pe YouTube. Și dintr-un pictor dădeam în altul, descopeream un american, descopeream un nordic. Și ei îmi dezvăluiau din secretele meseriei pe care nu le poți afla decât în preajma unui maestru. Părerea mea este că poți să faci studii, ai nevoie de studii superioare. Eu personal simt nevoia unei școliri în sensul acesta, la nivel universitar. Chiar dacă am depășit vârsta de 50 de ani, m-aș înscrie la o facultate, dacă aș avea o posibilitate, dar din păcate nu am, ca să studiez acolo zilnic, să văd efectiv ce înseamnă arta aceasta a picturii. Dar acești profesori internautici m-au ajutat și din Europa și de dincolo de ocean să înțeleg foarte multe lucruri. Și când nu m-au ajutat ei, întâmplarea sau nervozitatea personală m-a făcut să descoper secrete la care se ajunge uneori printr-un noroc fabulos. Și pentru cei care sunteți pasionați de desen, de pictură, dacă veți continua să lucrați în direcția aceasta, la un moment dat, și vă veți aduce aminte de ce am spus eu, mă veți înțelege. De ce spun că poți să ajungi la niște lucruri la care nici în cărți și nici în altă parte nu le afli. Le găsești tu. În momentul în care le-ai găsit, tu devin comori personale și tinzi să nu le mai spui nimănui. Să le folosești pentru lucrările tale. Cum spunea și domnul Opaiț, am încercat diferite stiluri și în cuțit și în pensul și în stil impresionist și în stil clasic. Nu-mi place să fiu liniar, îmi place eclectismul. Adică dacă vine cineva la mine în casă să nu vadă niște tablouri care într-un fel sau altul să reprezinte în diferite forme una și aceeași imagine sau una și aceeași stare. Și dacă o să aveți timp 2-3 minute după ce se încheie manifestarea să rămâneți să vedeți tablourile, o să constatați că, de exemplu, cana aceea de metal din spate este făcută tridimensional. Adică ai senzația că poți să pui mâna și să o iei de acolo din tablou. E o anumită tehnică. Eu nu știam de ea, am aflat după, am încercat să fac. Dacă veți avea curiozitatea să vă uitați la cele două fete de aici și să vă plimbați stânga-dreapta cu ochii în privirile lor, o să vedeți că vă urmăresc cu privirea. În oricare colț al încăperii, stați. Încă am reușit un tablou acasă, o cadână de serai, să o fac să se întoarcă cu tot cu față, către privitor. De aceea n-am adus-o. E numai dumneavoastră. E numai a mea, da. Mă privește numai pe mine. E egoist. Da. Și ce să vă mai spun? Alte tablouri, într-adevăr, vasele acelea de acolo aduc aminte de Orientul Îndepărtat, în spețul de Japonia, și florile din preajma acelui vas cu portocale și cu porțelanul acela alb, pictat cu puțin albastru, șervetul. Aici este un vas, tot așa, de factură orientală și am introdus și niște nemuritoare ca să flori nemuritoare să înveseleze puțin atmosfera. Acolo, cum spunea și domnul Opaie, sunt niște case vechi, bătrânești, de la noi, să zicem,
din spațiu montan. Chiar și din branșa avea problemi, poți să găsești asemenea, să mai găsești asemenea case care au un parc lor, evocă un timp anume. Niște vase de sticlă, un borcan mai mic, unul mai mare, m-a interesat transparența, am încercat să o surprind cum am început eu mai bine. Și bineînțeles, Eternul Feminin, reprezentat acolo de un seminut, mai discret așa, o domnișoară care încearcă să se acopere și nu prea reușește. Și aici o balerină, care, zic eu, cam vedeta între fetele pe care le-am realizat și poate să rivalizeze într-un fel cu fața care are vărul pe față, trimite la lumea musulmană. Deci am încercat așa, într-un tot, să prind mai multe lucruri. Sunt departe de a ajunge la ceea ce doresc în pictură, departe de tot. De-abia sunt la undeva, încep să văd începutul drumului. Încep să văd începutul drumului. Și până să ajung la începutul drumului, mai am cale lungă. Acum, nu știu dacă o să mă mai lase Dumnezeu pe pământ pe aici, să ajung măcar să intru pe acel drum. Mi se pare un drum fabulos. Și invit pe toți copiii de aici, dacă vor putea vreodată, să ajungă într-o excursie în școală altfel, la un muzeu care există în România, la Constanța, unde sunt prezentați lucrările lor toți mari pictori români. De la Nicolae Grigorescu până la Palladio, Isă și așa mai departe, până în epoca contemporană. Eu am fost acolo și am stat la câteva ore aproape până să mă dea afară cu stojele muzeului. Deci nu mă mai dezlipeam. Este o aventură spirituală extraordinară. Și ce se poate vedea acolo, nu se mai poate vedea în nicio altă parte din România. Eu așa cred. Câtă artă este concentrată acolo. Și pentru cei care iubesc arta, frumosul, și mie îmi place să cred că iubesc frumosul, ar fi bine să mai treacă și prin marile muzee pe care le mai avem încă. Mulțumesc pentru răbdare. Și vă doresc vizionare plăcută în următoarele de minute. Și dacă vreți să puneți întrebări... Da, noi vă mulțumim. Modelele sunt imaginare pentru pictură. Fetele sunt imaginare, sunt iubite în anii adolescenței, sunt la care visați când erați adolescent, da, sau da, viitoare asta muze. Da. Acum ce să spun, expoziția are o denumire, fragmentarium, adică fragmente, părți din, ca un puzzle uriaș, ce mi-a mai rămas așa, reziduri de memorie, v-am spus că sunt trecut de 50 de ani și memoria stau mai prost, dar mai țin minte câteva lucruri din când în când și încerc să le trec și pe pânză. Unele sunt influențe ale unor mari pictori contemporani, v-am spus, pe care i-am studiat pe YouTube și în memoria lor și în amintirea lor, unii dintre ei au și murit, am aflat ulterior, după ce am făcut tablourile respective, în memoria lor am încercat să fac anumite lucruri, să-i copiez, pentru că orice artist, cred eu, că a început prin a copia un anume stil și în poezie. Mulți, de exemplu, au scris, ca și Eminescu. L-au copiat, au încercat să... Veronica Micre scria în stilul Eminescu în mod clar. Deci ești sub influența cuiva foarte mare. Până îți găsești drumul. Brâncuș a ajuns la Paris, a stat în umbra lui Rodin și are celebra spus, în umbra marilor stejari nu mai crește nimic, e timpul să plec, să-mi găsesc drumul meu, drumul spre Damasc. Și l-a găsit, a creat un stil etern, pe care toată lumea acum, în arta sculpturii, încearcă să
îl reproducă în stil personal, dar nu scapă. Nu scapă de magnetismul brâncușian, pentru că observi acolo o linie, o idee de-a maestrului de la Hobița. Și atunci era firesc ca și în cazul meu, la nivelul acesta mărunt, de pigmeu al artelor, să încerc să fac și eu cum fac acei oameni. Încă o dată spun, fără a avea școală și fără a avea pregătirea necesară, ci doar un curaj deosebit, zic eu, și dorința de a scrie despre acel personaj pe care l-am creionat într-un fel în Teatrea Strada Dr. Carnabe, la apărută anul trecut. Mulțumim, dar vreau să mulțumesc și domnule primar că da, ne-a prins din ochi în oraș și a intrat o secundă la noi. Chiar vă mulțumesc că ne onorați și mă bucur că nu ne evitați, mulțumesc, spre disperarea unora. Mulțumesc, Valentin. Domnule profesor, dragi elevi, văd foarte mulți profesori și foarte mulți elevi din orașul nostru în această activitate a școlii altfel. Permiteți-mi să încep prin a-i spune domnului profesor Agatiței, bine ați revenit la Odovești, da, pentru că în urmă cu un an, aici la Casa de Cultură, lansam o carte a domnului profesor, așa cum l-am prezentat atunci și cum bine știți, dumnealui este, uitați, un om cu multe valențe în artă, un om care a fost înzestrat de Dumnezeu cu multe talente și după scriere avem pictură, avem cercetare istorică, da? Dumnealui este și istoric. Avem lângă noi un alt profesor, domnul Paiț, de un alt profesor de arte de la Focșani și mă bucur că în această perioadă, în școala altfel, ați dat curs invitației Casei de Cultură să încercați să petreceți timpul altfel, să încercați să aveți o altfel de activitate, găsind în Casa de Cultură diverse evenimente special create pentru voi de colectivul Casei de Cultură. Ieri a fost domnul profesor Neagu care ne-a vorbit despre Simeon Mehedinți. Astăzi avem o expoziție de pictură a domnului profesor Agafiței. Mâine vom lansa două cărți poștale și uitați așa, a trecut săptămâna alta. Eu știu că sunteți cu gândul la vacanță, știu că sunteți cu gândul la sărbătorile de Paște, dar este bine ca la un moment dat să rupem o bucățică din timpul nostru și să-l acordăm și pregătirii noastre, pentru că este lucrul cel mai important în viață. Nu trebuie neapărat să încercăm să ducem totul către ideal. Idealul nu poate fi atins de nimeni. Însă să încercăm să lăsăm urme în jurul nostru, să încercăm să arătăm celor din jur că putem să facem ceva, că suntem în stare să lăsăm o urmă în jurul nostru, este extraordinar de important. De aceea eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit în număr atât de mare la Casa de Cultură la o astfel de manifestare și mi-aș dori ca după ziua de astăzi să înțelegeți că un om poate să facă orice ce dorește în viață. Trebuie doar să se străduiască, să aibă aplecare, să aibă răbdare și să aloce timpul necesar pentru ceea ce dorește să iasă din mâinile sau din mintea lui. Vă mulțumesc tare mult că ați venit la noi și încă o dată vă felicit, domnule profesor, pentru tot ceea ce faceți. Acum încep discuțiile de dumneavoastră amical cu domnul Caraviței. Puneți întrebări despre pictură, despre pictură, despre arta picturii. Vă rog, domnule profesoare, doamna profesoară, ați intuit dumneavoastră întrebarea cu modelul. Eram curioasă și elevii m-au întrebat dacă într-adevăr a existat un model pentru fetele, femeile surprinse pentru portrete. Da, și, da. Da, ați răspuns deja. Nu există acolo. Am încercat să surprind frumusețea acestor femei. Sunt destul de stâncați în arta portretistică și mai am mult de lucru.
încerc să surprind carnația, este foarte dificil de redat. Personal, așa, consider că ceea ce privește ca și portret, zona ochilor, zona ochilor, a nasului, a gurii, este zona care îmi place cel mai mult să o pictez și reușește. Am aflat ulterior de la domnul Paiț, eu nu știam, lucram pur și simplu și lucram la portretele acestor fete, mai ales la fata cu văl, acea musulmană, care de fapt nu este deloc o musulmană. I-am adăugat eu așa, mi s-a părut mai interesant. Lucrând până târziu, pentru că noaptea este liniște și atunci se lucrează cel mai bine. Mai iertați, cât timp lucrează obicei? Se lucrează mental, în toată minte, te gândești la el poate luni de zile. Și după aceea, în funcție de timpul pe care îl ai, uneori, și nu e bine ce fac, stau cam câte 7-8 ore în fața șevaletului. Nu mă mișc. Adică nu plec de acolo, decât pentru nevoi fiziologice. Sau dacă mă deranjează nu știu cine la ușă. Dar în rest, nu. Nu accept să fiu deranjat sub nicio formă, nu știu. Și lucrez. Lucrez foarte mult. Asta într-o zi. Sau într-o noapte. Și pot dura câteva luni de zile, pentru că lucrez strat peste strat, lași să se usuce, vălul acela, de exemplu, nu se poate așeza oricum și oricând, pentru că se întrepătrund vopselurile proaspete și nu mai iese transparența.